La sărbătoarea Bunei Vestiri, preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a oficiat liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, unită cu vecernia la mănăstirea Chiroiu, care și-a sărbătorit hramul. În aceea zi, ierarhul a vizitat și parohia misionară Bitina din protopopiatul Urziceni. Credincioșii și alomițeni au participat astăzi la hramul mănăstirii Chiroiu. Aceștia s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și călărașilor. Ierarhul le-a vorbit despre educația pe care trebuie să o dea părinții copiilor și despre ajutorul Maicii Domnului revărsat celor care se roagă ei. Pruncii noștri sunt o a noastră. Ei sunt măturia credinței noastre. După cum noi nu putem afirma că avem credință dacă nu avem fapte, Credința nu avem cum să o arătăm. O arătăm prin faptele noastre. Pruncii sunt o faptă și o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Pruncii sunt măturia credinței noastre. Ei vor spune, l-am văzut pe tatăl sau pe mama mea spunând tatăl nostru când ne-am așezat la masă sau am mers cu tatăl și cu mama mea duminica la biserică să ne rugăm. Și Dumnezeu binecuvintează viața noastră și viața copiilor noștri. Maica Domnului este un exemplu pentru noi toți. Ne rugăm zi de zi, Sfinte Născută Dumnezeu, de multe ori poate ne rugăm mai mult decât ne rugăm Întuitorul Iisus Hristos, rugându-o pe Maica Domnului să ducă rugăciunea noastră la Fiul Său. Și această rugăciune se împlinește, dăruindu-ne nouă mângâiere sufletelor și trupurilor noastre. Colecta pentru fondul central misionar a continuat și astăzi, Credincioșii și prezența au dăruit pentru lucrarea socială și misionară a Bisericii Ortodox Române peste 1100 de lei.